Unele gadgeturi vechi care costă o avere acum s-ar putea găsi chiar în locuința ta și se vând cu sume impresionante la licitații sau în mediul online. În ultimele decenii, tehnologia a avansat semnificativ. Chiar dacă unele dispozitive par depășite, pot să valoreze o avere, pentru că sunt cumpărate de colecționari. Nu orice dispozitiv vechi intră în această categorie, desigur, dar unele dintre ele ajung să coste mii de dolari, în funcție de condiția în care se află. O parte din gadgeturile valoroase nu sunt atât de vechi, dar fac parte din ediții limitate, lansate în ultimele două decenii. Unele dintre dispozitive se vând la licitații online, pe platforme precum eBay. Pot să ajungă la sume imense, chiar și la 60.000 de dolari. Pentru astfel de prețuri, dispozitivele trebuie să fie în condiție perfectă și preferabil în cutiile originale. Apple a lansat primul iPod pe 23 octombrie 2001, cu 8 ani înainte să ajungă primul iPhone pe piață. Dispozitivul a reprezentat un succes semnificativ pentru companie și a schimbat modul în care utilizatorii ascultau muzică. Nu mai era nevoie să se bazeze pe CD-uri sau casete pentru a se bucura de muzică atunci când se afla pe drum. Primul iPod permitea utilizatorilor să salveze până la 1000 de cântece, din care puteau alege. Un iPod de primă generație în cutie originală din 2001, nedeschisă, s-a vândut la licitație la începutul acestei luni cu 29.000 de dolari. Pe eBay, unele dintre aceste dispozitive pot să coste chiar și 60.000 de dolari, precum un iPod clasic din primă generație. Dacă te-ai uitat la filme pe casete VHS în copilărie, atunci știi ce impact semnificativ au avut. Dar tehnologia a fost în locuite de altele, mai eficiente. Unele casete VHS pot costa o avere azi, pentru că sunt căutate de colecționari, dar doar modelele care sunt în condiție perfectă și care nu au fost vizionate pot costa mii de dolari. Potrivit eBay, peste 250.000 de casete VHS sunt vândute anual pe platformă și generează venituri de peste 3 milioane de dolari, relatează Uzit.ro.